Sunt româna dragă, bine ai revenit. Bună seara, bună seara. Și pe aici, pe la adresa nouă. Mamă, dar ce ținută office. Mamă, deja mă simt ca la BAC, când l-am și picat de altfel. Da, 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 deja. Așa arăta și profesoara mea de română, care m-a trigger, luat, trigger. Care m-a luat, m-a luat în gură cu ea, da, da, da. Ce faci, dragă? Chiar ca o profesoară arăți. Am venit pregătită să nu mai deviem de la subiect. Ți-ai schimbat tot. M-am tuns puțin. Puțin. Da. Da. Ai venit pregătită, ne spui de ce se despart oamenii, nu? Sau de ce? Eu nu am venit să vă spun de ce, am venit să discutăm cu toții. Da. Păi nu că noi ne-am despărțit deja, știm cum e, gata. Și da, ne-a ajutat Dumnezeu să ceva, dar numele. Ne-am dorit să nu ne mai despărțim în viitoarele relații, asta să nu mai atragem oamenii toxici. Păi doar prin antrenament avem evoluție. Eu fac ceva antrenament la sală, dar nu mă ajută nici cum. Acum fiecare se antrenează unde poate. Bravo. Se spune că atragem ceea ce suntem noi, nu? Nu neapărat. Nu? Cel mai important e de ce se despart oameni. Asta e cel mai important. Uite, de acolo încolo putem să construim anumite lucruri, nu? Știi care este principalul motiv al divorțului? Căsătoria. Căsătoria. Bravo. Bravo. Păi am venit degeaba, că vă pricep. Am rezolvat cazul. Eu nu înțeleg rostul meu aici. E fina noastră. E ca aia, principala cauza morții. Viața. Da. Ok. Păi hai să vedem, să o luăm așa cu începutul. Deci, în primul rând, notat așa, 10 puncte, câte un punct în 3 minute. Nu mai deviem, vorbim frumos, a perfect. Venit toamna. Doamna profesoară, aveți zic cuvântul, vă dăm, și vă dăm indicator, tablă, tot. Da, 10 puncte, primul. Pe care îl vreți? 7. Punctul 7. Punctul G. Punctul G. Mă, cred că 7 era... Na. Mamă, nu cred. Deci era 7, da. Așa. Profilul de relație, familie, partener, copii se formează după următoarele considerente. Da. Și aici am observat, cel puțin la clienții mei, mai exact clientele, că lucrez mai mult cu femei, vin, de exemplu, într-o ședință și se plâng că nu fac față. Sau că un copil este prea mult, familia, partenerul, și întreb de ce e prea mult? Adică care e structura? Da. Cum ai ajuns? Și îmi dau exemple. O persoană publică poate să crească 3 copii, a văzut în nu știu ce serial viața de familie, apoi mediul în care au crescut poate a fost unul cu niște persoane toxice și și-au promis că familia lor va fi una ideală. Deci totul se duce pe o structură de ideație. De poveste. Când ne lovim de realitate și vedem normal că nu e ceea ce ne-am dorit, încep și problemele. Mai sunt fete care cred că viața e ca în filme? Majoritatea. Sau ca pe Instagram. Pentru că pe Instagram viețile tuturor sunt perfecte. Asta este. Mai puțin asta... aia. Aspectul este, nu. Da, tendința, eșeții, da. Tendința asta este să trăim vieți paralele, adică să prezentăm publicului o viață cu totul falsă decât cea pe care. Eu nu fac asta, dar pe Instagram așa se întâmplă. Păi la fel și cu corpul, e aceeași structură. Da. Partenerul, familia, corpul, viața, jobul, banii, mașina. Deci cu cât ești mai sincer, cu atât ai șanse să nu ai eșec. Ce înseamnă a fi sincer în ziua de azi? Cât de cât, să păstrezi să un soi de sinceritate. Păi nu există, exact, în ziua să nu trăiești există, în filme. Sinceritatea există la modul general. Da, să nu trăiești în niște filme de astea. Ziua de ieri. Cum definim? Sinceritatea este aceea. Sinceritatea este, în primul rând, să le arăți oamenilor și bunele și relele din viața ta. Da, că fac este... o poză și nu pun filtre, de exemplu. Vorbesc de Instagram aici, nu vorbesc că nu vorbim adică cu toții. Adică să fii autentic. Da. Să fii la fel peste tot, cum ar fi. Și în ziua, și noaptea, și în fața camerelor, și în spatele camerelor, și în fața oamenilor, și în spatele oamenilor. Dă cinci exemple. Asta. Eu. Sunt. Păi, a cinci exemple de oameni care sunt așa? Sunt. Păi nu știu, pot să spun că eu sunt. Noi suntem așa. Uite, uite patru aici, poftim, bravo. Și eu sunt cam mersi. Așa. De Nati nu bag mâna foc. Dar ba noi da, trei... 70% 75, sunt și eu. Că e un depinde cum e zodiacul. Da, mă rog, ai înțeles ideea. Să încerci să nu intri în niște filme care nu sunt ale tale și nici nu te ajută nici pe tine și nici pe alții nu-i păcălești. Că da, dar este mult mai simplu să intri într-un film care nu-ți aparține, pentru că la final e pe cine să dai vina. Știi? Adică, uite, eu am urmărit un tipar, mi-am dorit asta, dar nu a fost să fie. Dar în momentul în care eu sunt un om asumat și pun problema, nu știu, în fața partenerului, uite, iau hotărârea asta, mi-o asum. Păi da. Și câte persoane fac asta? Foarte puține. Cele care au încredere în ele. Și care sunt bine ele cu ele însele, de fapt, despre asta e vorba, nu? Să știi că sunt foarte vulnerabil și naiv în ziua de azi. Sunt. Foarte vulnerabil, de aceea nici nu mai am... Ok, și care e, care e soluția. Remediu, soluția, da. Nu există o soluție. Cred că fiecare în particular trebuie să fie, cum a spus și voi, sincer, dar să vorbească și cu persoane competente. Și aici nu mă refer la psihologi, terapeuți, ci mă refer la oamenii pe care au ales în viața lor. Eu totdeauna dau exemplu, un bunic, un nănaș, un prieten mai înțelept,
Am văzut foarte des acum că se vorbește și la televizor despre terapie. Uh-huh. Sunt psiholog și vă spun că nu e nevoie de terapie în orice situație. Și aud, m-am despărțit, am făcut terapie, m-am îngrășat 5 kg, am făcut terapie. Da, corect. Nu. E o modă cumva importată la americani, terapeutul pentru americani, ca și avocatul, face parte din anturajul apropiat al unei persoane active, știi? Adică la ei nu mai e o rușine. Dom'le, apelez la specialist. Și uneori poate fi mai obiectiv decât familia, să spunem. Apelez la un specialist, da. Și probabil că am preluat-o și noi, dar... Noi poate, n-am preluat aia. Poate noi greșit. Noi am preluat de afară... Doar moda. Nu. Societatea bolnavă. Pentru că un medic nu intră dacă pacientul, dacă nu există pacient. Și în psihologie și în absolut orice... Există acest specialist sau aceste terapii pentru că societatea e bolnavă. Și acum trebuie să fim conștienți și realiști cu noi, pentru că dacă mergi un pic pe jos, te duci prin oraș un pic, da. Și tot te dai jos din mașinuța ta și mergi un pic pe jos, îți dai seama că societatea e bolnavă. Fără să jignesc societatea oamenii. Societatea a fost bolnavă tot timpul. Nu, societatea n-a fost bolnavă tot timpul. Vorbeam mai devreme, mai acum câteva zile, de acel ajutor pe care putem să-l dăm. De aceea non-implicare în viața celuilalt. De aceea exact ce ne spune și Michel. Da, faptul că să nu ne implicăm, să nu luăm poverile celuilalt. Asta a creat o societate bolnavă. Pentru că fiecare om are un drum al lui, nu vorbește cu celălalt și atunci se încarcă singur. Da. Înțeleg? De asta avem psihologi și terapii. Pentru că poate societatea fi. E bolnavă. Hai să vindecăm societatea și o să dispară. N-avem toți psihologi și terapii. Avem și unii dintre noi, mai sunt care mai au prieteni buni, păi nu, mai au familie, spuneam, mai au naș. Adineaul spuneam că toată lumea face asta. Dacă s-a îngrășat, dacă nu știu ce dezamăgire, dacă nu știu ce, pentru că, într-adevăr, ne-am îmbolnăvit. Și trebuie să fim realiști și conștienți că societatea... Deci atunci soluția e să apelezi la specialist, să nu apelezi la specialist? Nu neapărat. Să vinde societate. Nu. Eu ce vreau să spun este că ar trebui să... Păi până să vindecă societatea apar 3.000 de divorțuri pe lună sau mai ce. Deci, dacă noi am fi mai educați și am mai luat o carte în mână și nu am mai uitat la drame toată ziua... Asta e mult prea general. Ce face păi un general om... vorbim, cărțile sunt generale și de când știm, de când suntem au existat, nu au apărut ieri cărțile, dar în momentul în care ne dăm un interes mai mare asupra noastră și știm să facem diferența dintre a interveni în problema cuiva și a ajuta, da? Și să știm când să ne oprim, pentru că fiecare persoană are nevoie și de lecțiile sale. Dacă, de exemplu, există sindromul salvatorului, mă bag eu în toate problemele la toată lumea. Păi de asta vorbeam. Eu nu mai am timp de mine, da? Și atunci stau și sunt atent în fiecare zi cu problemele tuturor, ajung pe marginea prăpăstiei, cer ajutor, nu mă ajută nimeni, pentru că eu am învățat de fiecare dată, i-am învățat pe cei din jurul meu că eu ajut, iar apoi sunt eu victima. De aceea zic că trebuie să avem măsuri. Eu am zis întotdeauna, nimic nu este nociv dacă e consumat responsabil. Alimentația, sunt nutriționist. Alimentația în momentul de față este văzută de majoritatea femeilor ca un inamic, deși alimentația ne ține în viață. Noi nu mai avem motivația de a ne trezi să mâncăm, sănătos să gătim și avem trigger, aoleu, mă îngraș, aoleu, dacă mănânc, mă îngraș. Dar nu mâncarea ne îngrașă, ci felul în care consumăm. La fel cum e și alcoolul. Una e să bei un pahar, da, cu prietenii, alta e să bei 2-3 sticle. Și tot așa. Da. Relațiile se consumă, oamenii se consumă, în loc să aștept o perioadă după... Deci, folosim oamenii pe post de pansament, tampon. Dar chiar de ce se despart oamenii? Sunt N motive. Cu dar care mai... să încep? Nu, e clar că sunt N motive pe care cu toții le cunoaștem. Dar cele mai des întâlnite, cele mai frecvente... Că... Ai spus că ești psiholog. Probabil că vin în viața ta, scalcă pragul, mulți fete. Oameni. Care tot spun, uite, eu de asta m-am despărțit. Sau băieți care spun vreau de asta. Vreau să adaug doar ceva la ceea ce tu spui, Andrei. Noi, părinții noștri, trăiau în generația în care dacă ceva se strica, ei reparau. Acum noi trăim generația în care dacă ceva se strică, aruncăm la gunoi. De ce ne despărțim atât de repede și nu mai avem dorința de a repara lucrurile, așa cum o făceau poate părinții noștri? Pentru că există o ciclicitate în orice direcție. La fel facem și cu hainele și cu încălțămintea. Înainte foloseam... E același lucru. Deci practica e aceeași, doar că în domenii diferite. Și plecând de la ceea ce spui tu, chiar e foarte interesant, este mai bine să facem ceea ce facem noi, că aruncăm și schimbăm și luăm tot timpul un nou, sau este mai bine ce făceau părinții noștri, că încercau să repare uneori ceva ce nu trebuie reparat? Cred că nu putem compara. De fapt, ne putem compara pe noi cu părinții noștri, deoarece suntem într-o continuă evoluție unică și cred că noi încercăm să ne adaptăm la cea mai bună variantă pe care o vom găsi. Că o vom găsi noi sau generația viitoare, nu știm. Da? Să ne gândim că totuși evoluția speciei umane a durat. Nu putem să schimbăm noi în 20 de ani. Noi, în momentul de față, efectiv încercăm să găsim varianta cea mai bună. Și aici vine întrebarea mea. E societatea bolnavă sau nu? În momentul de față, da. Păi da? Și este foarte vulnerabilă. Deci orice-i promit omului,
crede. Păi stai că reversul medaliei este că ajungem să nu mai creadă nimic. Ceea ce, cum e mai rău? Să fii credul sau să nu mai crezi nimic? Nu, există o masă de oameni credulă, naivă, și mai există o masă de oameni mai mică care îi vor conduce pe ceilalți întotdeauna. Nu cred, am ascultat așa ce mi-am. Nu cred că lumea pe spate, că e societatea bolnavă, a luat-o rana. Oamenii stau căsătoriți și în Africa, și în Guinea, Bissau, și nu cred că are legătură cu societatea. Are legătură, într-adevăr, cu sărăcia, poate, pentru că aia aduce neînțelegeri în familie, dar nu cred că putem pune, nu suntem un popor nu cred sărac. Că putem pune semnul egal. Voi, o societate bolnavă, nu se mai căsătorește lumea sau Dan, divorțează toată lumea. Dar ce mașini avem noi? N-are cum. N-are cum. Noi vorbim mult prea general. E societatea bolnavă. Da, ok, bolnavă știm. E bolnavă rău la noi. Haideți să intru specific. Dar nu înseamnă că de-aia să despart doi. Da. Nu, că vorbeam de terapii. Și și-a tras-o cu... Da, vorbeam despre terapii, de vorbeam despre de terapii și despre psihologi. Atât. A, ok, nu că cu, mai, cu cât e mai bolnavă, cu atât avem mai mult nevoie de terapie. Stai, că o luăm rana, uite-te. De fapt, aici e problema. Cum am hotărât noi că până la urmă înseamnă să fii bolnav dacă faci ceea ce simți? Uite, am avut noi, am discutat noi nu demult până de un... Are interferențe doar la nivelul minim într-o familie. Pentru că dacă există iubire și există iubire și acolo unde e stomacul gol și acolo unde exact. Sunt super bani. Și principii. Nu mai contează cum e societatea. Că au trăit exact. Familii și pe foamete și pe război. Și pe război s-au și... făcut copii și în timpul războiului și în timpul pandemiei. Și, înțelegi? Societatea impactează la nivel de individ cât poate și normal că într-o societate civilizată sau cum sunt țările nordice, viața e mai așezată și mai liniștită și oamenii mai sănătoși la cap, deși și ei beau ca niște sparți. Sau nu, dar nu cred că te impactează la nivel profund la tine în familie. Bă, eu divorțez pentru că trăim într-o societate bolnavă. Nu. Exact, divorțez dacă te uiți la știrile dragii, nu înseamnă că... Din foarte multe alte motive. Că ți-ai luat una care e bagabantă, că ești tu golan, că, bă, într-adevăr, poate, repet, niște probleme generate de societate, gen nu mi-am găsit loc de muncă potrivit, nu sunt înțeles, nu sunt educat, că societatea noastră nu e educată și în loc să răspund la o remarcă al nevastă, mi-ai dau cu tigaie în cap, că sunt un grobian și un needucat, da, ajungem să ne despărțim. Dar doar atât. Nu cred că putem face o concluzie generală. Și atunci, cred că trebuie intrat, dacă vrem să le dăm sfaturi celor de acasă, bă, cum să aplaneze niște conflicte, să nu se ajungă la divorț, mult mai aplicate, nu pe genul, bă, păi o să divorțați, bă, că trăiți într-o societate bolnavă. Dar nimeni n-a zis, noi n-am ajuns la divorțuri măcar. Acum păi nu, păi despre asta încercam să vorbim, cum să împiedicăm. Cea mai mare problemă a bărbatului și a femeii în societatea actuală este faptul că nu știu să comunice. Bărbatul vorbește o limbă, femeia vorbește o altă limbă, da. Se pun la masă. Femeia are un creier mai emoțional. Vorbește mai mult, folosește 30 de cuvinte, bărbatul 3. Și de aici pleacă întreaga structură. Da, deci știu pe alea 3. Pentru că nevoile bărbatului sunt diferite de nevoile așa femeii și viceversa. Așa e, și aici voiam să spun că nevoile mele nu sunt nevoile partenerului și asta se întâmplă. Pentru că mama... Nici da? Măcar într-o familie? Poftim? Nici măcar într-o familie? Cum adică? Păi nevoile partenerului devin nevoile familiei. Adică... Nu, poate nu m-am făcut înțeleasă și explic acum. Eu, da, sunt o mamă, am 3 copii. Toată ziua am stat cu copiii, am crescut, le-am dat să mănânce, vine soțul acasă. Corect. Și eu mă duc, le iau în brațe, pentru că eu am nevoie să fiu luată în brațe. Da, mă duc, le iau în brațe. Ai nevoie de afecțiune, după atâta stres. Nu, asta cred eu că are. Da, dar soțul meu, venit după o zi de muncă, corect. El poate are nevoie de un masaj la picioare. Asta vreau să spun. Așa. Eu mă duc și ofer ceea ce cred eu că are nevoie, el îmi oferă ceea ce crede că am nevoie. Și aici este important să ne comunicăm nevoile într-o relație? Păi asta zic, comunicarea, pentru că dacă eu îți ofer ție ceea ce cred eu că ai nevoie, când ne vom certa, eu îți voi reproșa. Păi eu ți-am dat tot. Păi da, dar nu mi-ai dat ce ți-am cerut. Nu mi-ai dat ce am vrut. Păi spune-mi ce ai nevoie, de unde să știu. Nu? Ok, deci comunicarea, ăsta ar fi un punct. Alt punct unde suntem vulnerabili. Păi de aici pleacă, din comunicare. Pentru că dacă eu nu comunic cu tine și nu-ți spun nevoile, nu am cum să le satisfac. Nici pe ale mele, nici pe ale tale. Așa e. Da? Așa. Și atunci, efectiv, punem un zid. Se creează frustrări, eu mă simt neînțeleasă că n-ai venit să mă îmbrățișez. Tu te simți frustrat că ați m-a durut capul și... Atunci hai să o luăm altfel. De ce nu ne spunem nevoile? De rușine? De teamă? Pentru că nu am fost educați. N-am fost educați. Ca să comunicăm. Pentru că am văzut, înainte de democrație, a fost comunismul, o ideologie politică corect, care corect. Nu-ți permitea să-ți dezvolți
partea de iubire, erai setat pe ce? De să am ce să pun pe masă copiilor de mei. De foarte mulți părinți nu spuneau te iubesc copiilor. Da, eu n-am crescut cu exact, conceptul. Foarte mulți. Și dar mie simțeai, vine foarte greu, deși dar simțeai în fiecare, fiecare minut, dar vine greu. Vine fiul și îmi zice, te iubesc și eu. Și care e diferența între vremurile alea și vremurile astea? În vremurile alea nu spuneai niciodată te iubesc, dar simțeai. În ziua de azi spui foarte des te iubesc și nimeni nu mai simte. Nu vi se pare ciudat că într-un secol sau într-o perioadă a comunicării noi nu mai comunicăm deloc și într-o perioadă în care folosim cuvântul te iubesc în fiecare zi, noi nu ne mai iubim de fapt deloc și de fapt lumea nu mai iubește absolut pe nimeni, se iubește doar pe sine. Corect. Aici e paradoxul și când vorbeam de societate și când vorbeam de societate bolnavă, știi ce înseamnă societate bolnavă? Că am lăsat-o pe Michel să termin. Din punctul de vedere needucată. Știi ce înseamnă? Înseamnă o societate care și-a pierdut credința, care și-a pierdut educația, care și-a pierdut respectul, pentru că toate vin la pachet. O societate bolnavă nu mă ridic eu acum și zic, băi, suntem bolnavi. Că nu e ceva foarte sumar. Nu, să spui dar asta. Vreau să zic că e greu de reparat în scurt păi timp. Păi tocmai așa se repară. Astea sunt procese care se repară, în 10 de ani. Societatea... Dar asta nu înseamnă că oamenii divorțează Andrei, din cauza asta. Nu, nu de divorț vorbeam. Eu vorbeam de societate la modul general. Asta, da. De ce avem nevoie de terapie? Știm. De ce avem nevoie de psihologi? Știi de ce? Pentru că nu mai avem credință, pentru că nu mai avem cultură, Andrei, pentru că nu mai avem educație, pentru că nu mai credem în noi, pentru că suntem învățați în fiecare zi să nu mai credem în noi. În noi ca indivizi și nimic. Totul ni se livrează niște găluși. Asta e o societate bolnavă. N-am spus eu la faptul că ce consideri tu bolnav pentru altul poate să fie foarte sănătos. Poate altul că nu mai are credință acum, înseamnă că acum de-abia începe să trăiască viața. Foarte bine! N-am niciun fel de problemă. Nu poți să-l faci pe la bolnav faptul că el nu mai are credință. Eu nu pe el îl fac bolnav. Eu fac societatea la modul general. Asta zic, societatea s-a modificat. Nu putem să o facem bolnavă. E diferită. Păi tu nu-ți dai seama că în momentul în care renești tot ce a creat societatea. Știi cum s-a creat societatea, Cătălin? Știi cum s-a creat societatea? Știi cum ai luat tu ființă? Nu. Tu conform teoriei în care credem noi așa am luat ființă. Pentru că există niște oameni care cred că ne tragem mai mult. Ce se încearcă este schimbarea rădăcinii. Voi nu înțelegeți că rădăcina uite, noastră... Uite, sunt unii care cred că ne-a dus Cătălin, barza. Nu foarte... să spunem că ea sunt nebun sau sunt sănători. Ce... Că aia zic despre care sunt nebun. Dacă vorbim la mântuia dată, nu o să înțelegem niciodată. Știi ce înseamnă o societate? Înseamnă rădăcină. Noi încercăm să schimbăm rădăcina. Nu uitați niciodată, rădăcina unei țări este credința în care s-a născut țara respectivă. Ți-a dat-o rău, ne-am mărit. Tradiția, cultura și educația acelei țări. Nu putem să fim americani peste noapte. Continuăm noi, numai o să doamna profesoară ne nenorocește pe amândoi. Mai lungă, mai scurtă, dar... Nu am nimic din ce să... Adică n-am ce să contrazic din ce spui. Sunt perfect de acord, dar... Da, eu îl pot completa pe Andrei și să vă explic și chiar sunt pe cercetare în direcția asta și eu pot să mă cer cu voi acum să încep să urlu. Nu, că nu e vorba de cercetare, e vorba de argumente. Societatea în care trăim este o societate artificială, creată, să oferă un handicap mai mare decât îl avem. Da, niciodată, peste tot pe planetă se întâmplă asta raportat cu ce se întâmplă acum 50 de ani. Și America a devenit mult mai superficială. Mi-am luat vibe-ul de la Andrei acum. Uniunea Europeană a devenit mult mai superficială. Toată lumea a devenit superficială. Noi ne adresăm românilor și societatea noastră. Da. Că e societatea românească. Că, ce vrei? Dar dacă de fiecare dată mă duc și extrapolez, nu pot să comunic. Nu pot să vin. Societatea aceasta artificială a creat un handicap și nu o spun eu. Da? Nu vin acum cu... De ce? Pentru că niciodată, da, în libertate, într-o junglă, într-o savană, o persoană cu obezitate n-ar fi supraviețuit și n-ar fi ajuns acolo. Da? În momentul în care ne-am făcut așa o cazemată, noi efectiv am creat boli, da? Eu văd animale de casă cu diabet. Când vreodată la țară vei vedea porc cu diabet? Mâncare de câine 80 de ron kilogram. Adică chestiile astea, vorba la Andrei, nu mai au logică într-o societate funcțională. Dar de ce n-au logică funcțională? Zice o vorbă românească de pe vremea istoriei. Nu e prost cine cere, e prost cine dă. De ce ne ascundem? Adică dacă eu mâine inventez o pungă cu aer și cer 5 milioane pe ea și se vinde, e vina mea? Păi și moralitatea ta ca cetățean care e? Avem niște norme în societate. Uite, eu de exemplu acum trebuie să funcționez după niște norme, după niște legi. Okay. Dacă trec pe roșu, cine a pus roșu? Păi tot un om, tot cineva a inventat. Cred că este vorba și... Pe segmentul ăsta putem să zicem că nu e normal să faci o grămadă de alte chestii care sunt reglementate de lege. Dar faci un lucru, adică eu mâine inventez o mâncare de câine care spun, bă, această mâncare de câine o să-l facă pe câinele tău să te iubească mult mai mult.